Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce secrete ți se ascund în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Pot fi secrete legate de familie, legate de iubire, de prieteni, colegi, tot ceea ce ție nu ți se spune în acest moment, dar te rog să te gândești că pot fi și chestiuni pozitive care ți se ascund, cum ar fi o surpriză. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv. Dacă tu simți, poți să asculți ambele numere și apoi să-mi lași în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și de asemenea, poți să alegi un număr pentru carieră, pentru cineva anume, un număr pentru o altă persoană, să vezi ce ți ascunde o altă persoană din viața ta. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și acestea fiind spuse, începem cu numărul 1, cei care au ales piatra roz. Haideți să vedem, dragii mei, în primul rând, ce mesaj are tarotul, ce ți se ascunde ție, ce secrete ți se ascund în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Avem arcana majoră, soarele și regina de monede. Pentru unii văd aici o legătură cu zodia leu, zodia taur, fecioară, capricorn. Cineva îți ascunde ceva legat de un succes, un succes financiar. Poate chiar persoana aceasta te vede ca fiind soția perfectă, ca fiind prietena perfectă. Această persoană îți ascunde faptul că își dorește ceva serios cu tine, te respectă foarte mult, te vede într-o lumină foarte frumoasă, te consideră centrul universului său. În cazurile în care știi că mai există cineva în viața celuilalt, aici poate să fie vorba despre o petrecere sau despre ceva important legat de cumva soția acelei persoane sau persoana oficială, mama, o femeie importantă. Bun, deci persoana aceasta se sfătuiește fie cu o femeie, fie cu o persoană importantă din viața sa. Mai văd aici o legătură puternică, da, cu un copil pentru unii. Ok, au mai ieșit două mesaje și avem regele de cupe, 5 de bâte. Simt aici pentru unii următorul mesaj, că în acest moment văd un cuplu oficial, deci două persoane care sunt împreună oficial, poate tu și această persoană, nu știu, însă văd bărbatul din această citire că este agitat, este gelos, nu știe ce să aleagă, nu știe ce să facă. Această persoană te respectă mult, te vede cumva la un nivel înalt, însă este foarte agitat din punct de vedere emoțional, mai ales când este alături de tine sau este foarte agitat atunci când se gândește la tine. Mai văd o conexiune pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Vreau să clarificăm puțin aceste energii, vreau să vedem regina de monede și cu soarele. Cineva, uitați, poate ascunde un succes financiar pe care îl are sau o decizie pe care a luat-o în legătură cu un copil, în legătură cu o persoană mai tânără, o victorie pe care această persoană o simte atunci când se gândește la tine. Acest om văd că se interesează de tine, te studiază, îți studiază gesturile, îți studiază viața, vrea să știe tot ceea ce tu faci. Se ascunde faptul că îi oferi o mai mare încredere în el sau în ea. În alte cazuri văd că cineva ți ascunde niște chestiuni legate de o sumă de bani. Împăratul, deci o conexiune aici pentru unii cu zodia berbec. Se accentuează acest mesaj, anume că cineva îți ascunde puterea pe care o are sau cineva evită să îți spună faptul că te respectă, faptul că te vede într-o poziție superioară, tocmai pentru că este agitat. Cumva omul ăsta fie se simte frustrat, fie simte că este cumva la un nivel inferior ție.
Da. Uite, persoana aceasta simte că se sacrifică pentru tine, da? Se pare că acest om este posibil să-și facă niște probleme personale cu prietenii, cu persoanele apropiate, da? Tocmai pentru a fi lângă tine, tocmai pentru a te mulțumi. Simte o conexiune foarte puternică lângă tine, simte că ești din familia sa, simte că ești din viața sa personală. Simte o energie foarte familiară. Sau mai văd pe cineva care se stresează la gândul că nu știe ce să aleagă. Pentru unii simt că mai este cineva în situația asta. Da? Este poate prietena acestui om, poate este vorba despre o a treia persoană din relație. Pentru că omul ăsta este foarte agitat aici, da? Și nu știe încotro să meargă, nu știe ce să facă prima dată. Hai să vedem următorul mesaj. Șase de bâte moartea. Deci, omul ăsta își dorește aici, cu orice preț, un succes alături de tine. Își dorește mult să oficializați o relație. O conexiune, văd, cu zodia Scorpion în unele cazuri. Nu îți spune câte sacrificii face tocmai pentru ca lucrurile să fie bune. Însă văd că acest om, în acest moment, ia niște decizii, acționează într-un mod în care cumva trăiește intens acest om. Deci, această situație este trăită foarte intens de către el. Mai văd că, nu știu, nu îi place ceva în legătură cu o relație din viața sa. Mai văd faetonul, deci o conexiune cu zodia Rac. Această persoană este foarte determinată să vină către tine sau poate are de făcut un drum. Vrea să facă o schimbare în viața sa. Regele de spade, regele de bâte. Deci, poate această persoană simte concurență. Simte concurență. Văd aici doi bărbați care se sfătuiesc, doi bărbați care comunică. Un bărbat este cu uniformă sau care cumva este mai rațional, iar celălalt bărbat este mai practic, mai sigur pe el. Judecata. Uite, poate îți pregătește o surpriză. Se gândește serios să se revadă cu tine această persoană. Da, să se revadă cu tine. Dar, așa cum spuneam, este și o persoană geloasă, dar nu îți spune sau este agitată, agitată dintr-un anumit motiv. Să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta. Îngerii vorbesc despre o împăcare. Deci, dacă ai întrebat de o fostă persoană aici, omul ăsta se gândește să se împace cu tine, cineva dorește să te revadă. Și ți se spune să rămâi optimist asupra vieții tale. Gândirea pozitivă și credința îți pot aduce bucurie, îți pot aduce romantism. Apoi avem să te cunoști mai bine. Pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se va crea aici o legătură mult mai puternică între voi. Deci omul ăsta vrea să te cunoască mai bine sau vrea să cunoască mai bine o situație, vrea să încheie relația altfel. Și avem iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale în iubire sunt mult mai frumoase în momentul prezent. Da? Acest om își dorește să aveți niște conversații sincere, de la inimă la inimă. Mai văd aici. Să vedem acest oracol, ce mesaj are pentru tine. Trecut, lasă trecutul în trecut. Pentru cineva. Un nou început. Acest om se luptă cu trecutul, cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, între voi. Sau are legătură cu trecutul tău?
Un nou început. Uite, ți se spune să te uiți către un nou început. Da? Acest om își dorește un nou început cu tine. O să te rog să adresezi o întrebare în legătură cu această persoană și îngerii îți vor răspunde. Îngerii spun așa, într-un an, din momentul acesta și în viitorul apropiat, deci simte aici că sunt două evenimente, unul care se întâmplă în viitorul apropiat și altul care se întâmplă într-un an de zile, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Da? Și mai avem un mesaj important și anume, meditația îți poate aduce răspunsuri, să meditezi. Să te detașezi. Romantism, deci cineva a întrebat de dragoste, cineva a întrebat de iubire. Și uite, din nou se accentuează mesajul că cineva dorește să te cunoască mai bine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. Funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Să vedem ce secrete ți se ascunție în acest moment, ce trebuie să cunoști. Hai să vedem care sunt mesajele pentru tine, pentru cei de la numărul 2. Ce secrete ți ascunde persoana din mintea ta sau ce secrete ți se ascund în general într-o situație? Au ieșit două mesaje. 2 de cupe, 4 de spade. Ci se ascunde faptul că cineva își dorește o pauză într-o relație sau cineva își dorește să stea împreună cu tine. Da? Mai văd o pauză într-o relație a cuiva. Cineva este pus pe gânduri în legătură cu un contract, în legătură cu o întâlnire, cu o prietenie. Cineva ți ascunde faptul că lucrează la ceva anume. Ca și cum ți se ascunde faptul că s-a făcut liniște într-un cuplu. Ți se ascunde o vacanță, o întâlnire. Această persoană, uite, este foarte temătoare, este foarte obosită. Și să știi că trece prin niște schimbări destul de mari. Își dă seama că sfârșitul este aproape. Își dă seama că o schimbare trebuie neapărat să apară în această situație. Este clar acest aspect. Văd mai multe persoane. Deci, poate ți ascunde ceva legat de o instituție de stat sau ceva legat de o petrecere, de o adunare de oameni. Să vedem în continuare. Multe mesaje. Deci omul ăsta ți ascunde ceva în legătură cu o femeie. Este o situație care se mișcă greu. Mai văd o conexiune cu zodia săgetător, rac, pești și vărsător pentru unii. Da? Este ceva legat de o femeie, de o așteptare mare. Parcă omul ăsta încearcă să liniștească pe toată lumea. Este confuză această persoană în legătură cu o alegere importantă. Își dorește ceva nou, dar în același timp nu cunoaște acel teritoriu. În același timp nu știe despre ce este vorba, poate în relația cu tine, poate nu te cunoaște suficient. Dar avem trei arcane majore, ceea ce înseamnă că aceste mesaje, aceste aspecte pe care acest om le ascunde,
sunt extrem de importante pentru tine. Da? 5 de bâte, deci gelozie, agitație interioară. Hai să mai vedem încă un mesaj. Despre ce este vorba? Are legătură cu un sacrificiu pe care acest om îl face. Și tot în acest moment este vorba despre o persoană care a pus ceva pe pauză. Poate chiar se află într-un blocaj și momentan nu dorește să îți spună. Da? Avem împăratul, o conexiune cu Zodia Berbec, mai avem aici. O hotărâre pe care acest om a luat-o sau o hotărâre care s-a luat în viața sa și în privința căreia acest om nu are un control. Sunt multe lucruri, da? Deci acest om simte eu că nu prea vorbește despre lucrurile importante din viața sa. 6 de spade, deci din nou este ceva legat de un drum, de o mutare, de o schimbare, o relocare. Da? Regina de cupe, nebunul, deci niște emoții foarte puternice pe care le simte și pur și simplu nu știe ce să facă cu ele. Da? Asul de cupe, o bucurie pentru tine, o bucurie mică, un nou început. Un nou început. Poate e ceva legat de un copil ce ți se ascunde. Regele de cupe, asul de bâte. Acestui om cam este frică să meargă pe un nou drum. Văd clar acest lucru. Este foarte clar pentru cineva anume. Este teamă să facă o schimbare oficială, o schimbare majoră în viața lui sau în viața ei. Dacă ești bărbat și ai întrebat de o femeie, aici mai văd faptul că această persoană este influențată de către cineva. Da? Sau poate că a apărut alt bărbat în viața ei. Poate este un prieten care o sfătuiește, copilul. Hai să vedem un sfat din partea îngerilor, să vedem ce spun îngerii. Chimie. Îngerii spun să îmbrățișezi această chimie, această atracție care este între voi. Da? Și să te concentrezi pe ceea ce este în fața ta. Poate chiar acest om se concentrează pe ceea ce are în fața sa în acest moment și este teamă de schimbare. Să vedem îngerii romantici ce zic. Atracție. Avem aici o atracție. Deci este clar că o chimie există în acest context. Deci acest om se simte atras de tine. Se bucură de fiecare moment al vieții alături de tine. Și avem angajament, logodnă, iubirea ta merge la un nivel mai înalt de relaționare. Da? Și această persoană să știi că face niște eforturi pentru a fi cu tine, să face eforturi pentru a te mulțumi, pentru a fi alături de tine. Și mai am un mesaj și anume că omul acesta crede că tu meriți iubire, tu meriți afecțiune. Da? O să te rog să pui o întrebare în legătură cu această persoană și îngerii îți vor răspunde. Te rog să pui o întrebare. Unii simt că a spus două întrebări. Două întrebări. Îngerii spun așa. O îmbunătățire a sănătății sau poate a sentimentelor, da? Este o sănătate spirituală, emoțională. Și avem în următoarele câteva săptămâni
Fie această persoană acționează în legătură cu tine, fie tu vei acționa în legătură cu acest om. Apoi avem să-ți asculți intuiția. Să-ți asculți intuiția. Foarte interesant acest mesaj. Și avem abundență, oportunități. Ceva legat de bani, de multe oportunități, multe șanse pe care cineva le are aici. Recuperare. Deci, poate să fie o perioadă de recuperare după o situație ciudată. Simt să mai iau un mesaj. Și mesajul este următorul. Cred că a clarificat tot. Mari și fericite schimbări în acest context, în legătură cu această persoană, în legătură cu această situație. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. Funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi pentru aceste informații. De asemenea, te invit cu drag și la tarotul pe zodii, la interpretări zilnice, pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dacă ești interesat, bineînțeles. Și te invit și la o altă citire aici pe canal, dacă ești curios. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.